Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este țara care are deficit excesiv din 2019, de dinainte de pandemie încoace, și țara care, după ce a trecut pandemia, și-a accentuat deficitul bugetar, nu și l-a rezolvat în sensul temperării lui. Legat de ceea ce se întâmplă, este clar că modelul este complet anapoda. Practic, prin acest model de guvernare de câțiva ani încoace, România a fost transformată într-o țară care trăiește pe caiet, la niște dobânzi uluitoare, care refinanțează dobânzi din trecut, pentru că economia reală nu poate produce resursele de rambursare a acestor datorii. Și ce nu se înțelege la nivelul guvernului, această legătură directă și puternică între deficit și inflație, și faptul că suntem astăzi într-un mare pericol. Și țări ca Italia sau Franța au fost avertizate ca și noi zilele acestea de către Comisia Europeană, dar din fericire pentru ele, ele sunt la prima abatere, la avertizment. Noi am trecut odată de acest avertizment, ne-am angajat frumos prin 2021 că o să reducem deficitul post-pandemie și imediat în anul următor ne-am bătut joc de aceste angajamente și astăzi suntem fără foaie de parcurs la mâna Comisiei Europene și foarte probabil să se aplice acea tăiere. Oricum, ei ce să taie? Că noi nu absorbim fondurile ale europene. E de râsul lumii să n-ai tranșa a treia, să n-ai niciun ban atras din fonduri europene pe noua programare bugetară care a început de câțiva ani și tu n-ai atras niciun ban european. Este clar că modelul actual de guvernare pe care îl are România este unul care nu pune accentul pe acești bani europeni. Nu interesează pe politicienii români acest lucru, dar din păcate pentru noi, aceste fonduri europene în momentul de față sunt cele care ne țin în viață. Fără ele, cu siguranță că acea creștere de 0,000% pe care am avut-o pe primul trimestru anului acesta și ce am avut în decembrie anul trecut, pe trimestru 4, ar fi fost cu minus. Adică România ar fi fost de mult intrată în zona recesiunii. Pentru că nu poți să trăiești pe caiet și să ai pretenții de dezvoltare economică, mai ales atunci când acel caiet se duce către consum, nu se duce către lucruri care să genereze alte afaceri pe aici, care să înflorească afaceri pe aici. Domnule profesor, nu mai vorbim de... Da. Către ce se îndreaptă țara noastră cu această politică? Din punctul meu de vedere, către nimic bun. Pentru că, la un moment dat... Nu. Ce înseamnă nimic bun? Ce înseamnă nimic bun? Deci ce riscăm noi, cetățenii? Ce ar urma să ni se întâmple nouă dacă acest curs continuă? Păi, o simplă tăiere a fondurilor europene, care, repet, oricum pare că nu reprezintă o prioritate pentru actualul guvern, ceea ce este o mare rușine, pentru că, practic, guvernul refuză dezvoltarea României, refuză reformarea României în mod sistematic. Și asta este cumva o mare nedreptate pe care o produce în momentul de față guvernul României. Deci odată că nu ne reformăm, nu ne modernizăm, asta ar fi prima problemă, poate cu o perspectivă mai pe termen lung așa, dar pe termen scurt avem toate șansele să intrăm într-un colaps, într-o mare incapacitate de plată, similar Greciei. Pentru că... Ce înseamnă pentru cetățean obișnuit un colaps, incapacitatea de plată a statului român? Înseamnă măsuri disperate luate la nivel de guvern, care puteau fi evitate dacă lucrurile erau, să spunem așa, administrate altfel. Înseamnă tăieri masive de salarii, tăieri masive de pensii, înseamnă ajustare drastică în sectorul bugetar, concedieri masive și o bună perioadă de timp, 2, 3, 4 ani, în România se va plăti costul acestui tip de băgat capul în pământ sau un nisip castruțul. Ne facem că nu vedem problemele și cumva venim cu o propagandă din asta deșanțată că totul este frumos, bine în România, mințim pe toată lumea în stânga și în dreapta, când de fapt se vede cu ochiul liber că lucrurile nu sunt în acea direcție bună pe care foarte greu îți mai repari imaginea la nivelul Uniunii Europene, la nivel internațional, regional, după ce ajungi într-un astfel de colaps. Și trebuie foarte multă putere ca națiune să treci cu brio peste așa ceva. Grecii le-au luat câțiva ani buni, dar încet, încet și-au revenit, pentru că ei sunt o națiune puternică și pentru că ei au alt tip de mentalitate și au alt tip de înțelegere a părții economice. Ei sunt mult mai pragmatici, inclusiv din punct de vedere economic, decât suntem noi. Cât de
probabilă, plauzibilă este o astfel de furtună economică în România, fiscală, financiară? Pentru că afară e, nu? E timp frumos. Oamenii pleacă în vacanțe, se cumpără mașini, case, sunt bani pe piață, problema noastră este cu inflația, că sunt prea mulți bani. Cât de plauzibil este ca deodată să înceapă vreo astfel de furtună? Sunt bani în piață, dar doar pentru unii, să știți, nu sunt bani pentru toți în această piață. Această furtună, cu siguranță, poate veni, repet, lipsește triggerul, lipsește elementul provocator al acestei crize, pentru că noi suntem plini de vulnerabilități și suntem mereu în criză. Este probabilă și, cum să spun eu, din păcate, noi am mai avut astfel de ajustări destul de puternice. Nu o să piardă, evident, cei care și-au pus la adăpost banii câștigați prin acest model de guvernare din ultimii ani. O să piardă tot românul, cetățeanul de rând, cel sărac și foarte sărac. Oricum, noi pierdem. Dacă sesizați, avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Asta înseamnă sărăcie. O să avem foarte curând ce? În loc de reforme, în loc de ajustări structurale fiscale, o să avem creșteri de taxe în România. Adică tot românul de rând va plăti într-un final, oricât de multe chinui tu să vinzi aceste taxe, că le pui pe capital, că le pui pe firme, că le pui pe, nu știu, extratereștii, în final românii, cetățeanul de rând plătește și suprataxa la supermarket, și creșterea de TVA, și creșterea de acciză. Toate se duc încet, încet către buzunarul românului, pentru că firmele, până la urmă, sunt intermediari între consumatori și cei care, să zic așa, alocă resurse, produc pe baza acestor resurse și așa mai departe. Statul fiind unul care intră și el acolo și zice, mai vreau să iau și eu din ce produci tu acolo, ca să dau voie să produci. Și atunci, evident că această taxă se duce progresiv sau nu către buzunarul cetățean. Deci românul oricum simte această urgie, că de-aia el nu prea poate prospera. Sigur că prosperăm mai bine decât acum câțiva ani, suntem mai bine față de acum 10-20 de ani, dar puteam fi mult mai bine dacă lucrurile erau bine guvernate. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea profesorul de economie Cristian Păun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.